Rămâne fidel realismului tradițional în pictura românească, însă îl sugerează într-un mod cu totul modern, de o originalitate necontestată. Creația lui Ciucurencu a trecut prin diverse etape de-a lungul carierei, dar și-a păstrat două constante importante, culoarea și claritatea compoziției. Prima dintre ele este considerată a fi moștenirea lui Ștefan Lucian, față de care Ciucurencu a avut o sinceră admirație și în lucrările căruia a căutat echilibrul cromatic pe care avea să-l atingă și el, mai târziu în pictură. Rigoarea desenului a învățat-o de la Camil Resu, însă a modelat liniile și formele după propriul crez artistic. Peisajul este unul dintre marile capitole ale artei lui Ciucurencu. A pictat în preajma mahalarelor din București, colțul Urbane, dar și panorame mai ample, cum ar fi la Breazla sau în Tulcea. Adâncimea spațiului este sugerată din culori la Ciucurencu, cu ajutorul variațiilor tonale, care definesc planurile în adâncime. Alexandru Ciucurencu a fost un artist apreciat de către cei mai mari colecționari de arte a epocii, Zambaccean, Dona sau Weinberg, care îi cumpărau lucrările cu mult entuziasm, recunoscându-le valoarea artistică. Continuator al expresivității cromatice a lui Lucian, Ciucurencu se înscrie printre pictorii de seamă ai artei românești, interbelice și postbelice. S-a născut la 27 septembrie 1903, într-un sat din Tulcea, și a început să deseneze de mic, iar în adolescență a fost primit ucenic într-un atelier de zugrav de biserici. La Școala de Bele Arte din București l-a avut ca profesor pe Camil Resu, care a avut o influență importantă asupra picturii lui din anii de formare. A expus prima dată la Salonul Oficial în 1930 și a fost apreciat încă de la debut și de public, dar și de vocile criticii. Printre acestea, Tonița s-a referit la arta sa drept fenomenul Ciucurencu și a continuat studiile la Academia Julian din Paris și în atelierul lui André Lhote. După călătoria în Franța și mai ales începând cu anii 40, Ciucurencu și-a consolidat locul în rândul marilor artiști ai epocii. Rămâne fidel realismului tradițional în pictura românească, însă îl sugerează într-un mod cu totul modern, de o originalitate necontestată. După război, subiectele sale se orientează către interior. Dedică o serie întreagă de lucrări, doamnelor îmbrăcate de promenadă, cu pălării galbene pe cap. Jucătoarea de șah este o lucrare din 1941, care se încadrează în seria cu modele feminine și care deține recordul de piața lui Ciucurencu. 60.000 de euro, preț realizat la licitație în București, în 2012. În perioada 1945-1960, arta lui Ciucurencu a trecut prin încercări diverse și s-a destabilizat, mai cu seamă din cauza presiunilor noului regim. Totuși, după această perioadă, reușește să se reinventeze și să revină cu lucrări de o abordare surprinzătoare. Coloritul se restrânge mult, de obicei limitându-se la formula două culori primare, de valoare termică diferită, cald și rece, utilizate în nuanțe și tonuri diferite. Forma și linia se sintetizează și ele și alunecă spre abstracționism. Renunță la conturul negru folosit expresiv până atunci și preferă să lucreze cu forme sugerate doar prin masele de culoare. Artist de o originalitate extraordinară, dar și profesor apreciat la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, Alexandru Ciucurencu a lăsat în urmă o operă de referință pentru generațiile viitoare de artiști, dar și o contribuție notabilă pentru arta postbelică românească.